preîncep evenimentele de vară organizate de către OMD Mamaia Constanța. Și chiar dacă mai este o lună până când acest lucru să se întâmple, reprezentanții organizației de management al destinației Mamaia Constanța fac deja pregătiri în acest sens. Astfel că debutul sezonului estival 2024, dar și mini-vacanța de 1 mai și Paște vor începe în forță în stațiunea Mamaia, dar și în Constanța. Organizația promite 6 zile și 6 nopți de distracție în piațeta Casino, dar și în piața Ovidiu, concerte, muzică bună și artiști de renume. Noi pregătim o mini-vacanță de 1 mai și Paște incendiară, dacă putem spune așa. Pe lângă alte evenimente ce se vor organiza în stațiunea Mamaia datorate privaților, să nu uităm și evenimentele gratuite organizate de OMD Mamaia Constanța în perioada 1-2-3 mai la scena din piațeta Casino din stațiunea Mamaia, cu începere de la ora 19:30, cât și ulterior pe data de 4, 5 și 6 mai la scena din piața Ovidiu din Constanța la aceeași oră de începere. Sunt artiștii celebri, cunoscuți în România, iar noi sperăm ca în interiorul acestei mini-vacanțe lumea să se distreze, să se bucure de faptul că a venit la mare, că a venit la Mamaia sau la Constanța. Bineînțeles, vremea va ține cu noi, iar plimbările pe plajă sunt binevenite și de ce nu, poate și o baie în mare pentru cei mai curajoși. Concertele vor începe în fiecare seară la ora 19:30 după următorul program. Scena Piațeta Casino din stațiunea Mamaia, 1 mai vor urca pe scenă Lora, Mihai Mărgineanu, 2 mai Mișa, Lidia Buble, 3 mai Bibi, Marius Mihalache și Alexandra Ungureanu. Pe scena Pieței Ovidiu din orașul Constanța, în 4 mai vor urca pe scenă Țândărică și invitații Diana Bucșa, Fanfara 10 Prăjini, Spectacol cu Toace. 5 mai Cheo, Loren, Proconsul, iar în ziua de 6 mai vor urca pe scenă Eduard Sanda și Holograf. Pe lângă aceste evenimente, turiștii vor putea participa la două dintre cele mai iubite festivaluri de muzică, dar și gastronomice. Unul dintre ele se desfășoară în stațiunea Mamaia în perioada 30 aprilie-6 mai și se caracterizează prin faptul că este cel mai gustos festival cu preparate delicioase. Acesta va fi organizat la capătul stațiunii Mamaia. Totodată, în perioada 1-7 mai, festivalul de muzică electronică va lua cu asalt stațiunea și va reuni artiști de renume din țară și din străinătate. De asemenea, alături de plimbările pe plajă, deschiderea restaurantelor, hotelurilor și a puburilor din stațiunea Mamaia și din orașul Constanța, zilele de vacanță la malul mării vor fi acompaniate de efecte de lumini, scenotehnică de excepție și acorduri muzicale pentru toate gusturile. Distracție, voie bună, prieteni și mult soare sunt câteva dintre ingredientele perfecte ale mini-vacanței de 1 mai și Paști din acest an, pe care le promit reprezentanții organizației de management al destinației Mamaia Constanța, dar și pentru întreg sezonul estival.